Pilule, tu ai slăbit. Ce faci, mă? Arzi grăsimi? O nevastă. Aaa. dată. O a una. Mai mm. Măi, pilule, ori dat-o afară pe Andreea Bălan de la Antena 1. O cunoști eu După 13 ani și-or dat seama și așa de la emisiune că ea e dificilă. Atât l-a trebuit. Eu din prima mi-am dat seama că eu e suferită. Probleme mari cu clima, încălzirea globală, ar pădurile, ni se topesc ghețarii. Alea probleme. Ha, Băsescu, are ce să-și mai pună în whisky. Ha, nu mai are nici cine să-i pună lui în pahar? Da, pică, boc, n-are rând pe la București, că mai bun pe Cluj, pe ha, nu mai, da, nu mai dă până capital, așa -i? Anul ăsta am ajuns să fim cei mai mari importatori de bulion. Ha, e logic. picum cum e logic? clisa, o mâncă cu porodici. Ia? Vodka, o bem cu bulion, literă de lege. Înseamnă că suntem un neam de oameni cumpătați. De mâncă și de bețivi. O apărut noul iPhone 16. Haide, rinichiul meu. Ba, mă, ăsta e extraordinar cu inteligența artificială, cu nu știu câte camere. <fânt> Știa să fac o grămadă de lucruri. Da, piroște cu păsat. Și ce să facă? Piroște cu păsat? Ha, păi ăsta cu păsat îți mai e greu de făcut ca cu rișcaș. Aaaa. Da pe asta, mă, că or exploda pagerele, ce zici de asta? Eu zic să se le trimite muzecii la parlamentarii noștri. Eu nu știu ce să zic cu tehnologia asta, oare nu suntem în pericol să explodeze și telefoanele astea mai noi. La câte prostii ne uităm, mă mir că nu bubuie așa asta. Dar ăștia care au pățit-o cu pagerele, acum nu mai au încredere în tehnologie. Oare cum scrie, schimbă mesaje între ei? Poate, poate, le trimit pe un porumbei. dacă nu infectează și pe cu gripa aviare, capi să vezi. Claus Iohannis a scris o carte și a ajuns președintele țării. Păi că nu a citit-o nimeni, mă. Uite, pe anticariat și la secă, în drept, e da o A scris și el o carte și acum candidează de președinte. Hai, dar să spun eu, cărțile nu se scriau. A -a, apropo de ce zici tu, Giovanni Becali. Giovanni Becali au zis că atunci când era în închisoare, Borce au vrut să-i vopsească părul. borci au vrut să-i vopsească părul în închisoare la Giovanni Beccali. Raulea are repușcărie. Bine, până la urmă, au scăpat. Bine, că nu au scăpat soponul pe jos. Auzi. De- a auzit, aud, dar să vezi cum văd. Auzi, mă, uh, un, un penthouse în Crujna, Pocahău, hmm? a ajuns să coste 800 de mii euro. Eh, păi, atunci, un Playboy, cât costă? uite